Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Decebal Isachi, primarul orașului Dolhasca. Greu! Mă obișnuiesc cu orașul Dolhasca. De ce? Cum satele din jurul orașului Dolhasca, cum sunt ele văzute? Cartiere, sat? Nu, sunt sate aparținătoare. Conform legii, da, fără nicio problemă, cetățenii din satele aparținătoare plătesc impozitele și taxele la nivel local, la nivelul de rural, da, cu excepția orașului Dolhasca, unde cetățenii plătesc un impozit mai mare. Și dacă ar fi să ne gândim așa și privind în ansamblu localitatea, iată, avem orașul și cele 7 sate aparținătoare. Așteptările sunt mari peste tot. Preocuparea mea de bază, și pentru că vă spun din experiența mea și a altor primari cu care am stat de vorbă, este greu să urnești lucrurile astfel încât să poți dezvolta la orizontală și uniform localitatea. Noi avem investiții în derulare în cadrul localității noastre, dar avem și nevoi care, indiferent cât am vrea noi, nu le putem acoperi doar singuri la nivel local. Și este nevoie de implicarea chiar și a factorului politic de la nivel central. Și aici aș puncta puțin un aspect, în sensul că este nevoie ca gestionarea banilor publici și direcționarea acestor investiții așteptate, eu nu contest la nivel național de toți, să fie făcută într-o ordine a priorităților și cred că Simțiți că există o discriminare în acordarea fondurilor? Păi atâta timp cât poți constata că se alocă fonduri pentru, dau un exemplu, o sală de sport într-un sătuc care costă câteva milioane de lei și în sătucul acela de-abia există o școală generală. Adică despre ce vorbim? Da, corect. Da? Nu, aici aveți. Ar trebui să ne concentrăm. Vedeți că accesarea fondurilor se face pe baza unei strategii locale. Cred că nouă, la nivel central și național, ne lipsește această strategie națională care să fie cartea de căpătâie a administrației centrale. Să mergem etapizat și să avem o logică în ceea ce facem noi. Investiții în infrastructura mare, este nevoie de aceste investiții pentru că ele, colateral, dezvoltă localitățile de lângă ele. Și aici când spun de asta, mă refer la autostrăzi în special. Drumuri expres, da. Aducțiuni de gaz. Da. Pentru că investitorii au deschidere și sunt interesați să vină. Cu atât mai mult că zona de nord încă mai păstrează o rezervă minimă a forței de muncă. Suntem și noi pe limita, adică pe cod roșu. Pe cod roșu, dar corect. Interesul lor îl văd în discuțiile pe care le am cu investitorii, că vor să vină pentru că încă mai pot folosi forța de muncă rămasă acasă. Și aici putem spune că și aici stăm la nivelul ăsta precar, dar față de vestul României, unde spunea primarul Aradului că are nevoie de 3.000 de locuri de muncă libere, e o diferență oarecum între noi. Ori investitorii nu vor veni mergând pe un drum de pământ sau un drum neasfaltat să facă 7-8 ore până la Bistrița Năsăud în trafic sau chestii de genul ăsta. De aceea spun, cred că avem norocul aeroportului până la urmă. Avem marele noroc. Infrastructură rutieră. Avem marele noroc și aici cred că președintele Consiliului Județean gândește foarte bine când dezvoltă această infrastructură legată de aeroport și e un avantaj pentru noi din punctul acesta de vedere. Dar nu este suficient, înțelegeți? Da. România trebuie legată de la nord la sud și de la est la vest, sau aș putea spune de la vest la est, pentru că aspirațiile mele către est sunt zero. Orientarea mea este către vest, pentru că de acolo poate veni dezvoltarea economică. Da, spuneți așa că există vreun pericol cu estul? N-aș putea spune un pericol. Politicienii, mi-a să faceți mai multă administrație decât corect. Politică. Mai puțină politică. Dar politicienii folosesc ca pe un marut sau ca pe o sperietoare. Estul ne pândește, hai să nu plecăm, dar vedem că afaceri fac, eu știu, anumite companii din Franța, din Germania, cu Rusia. Doar o simplă paralelă aici. Este normal să te orientezi tu ca politician, nu oricine, către est, atâta timp cât vestul nu ți arată deschidere și aici vorbim foarte obiectiv, da? Și vorbim de, să zicem, partide aici. Da? Orientarea unui partid către est este mai cu predilecție
către această zonă, iar există o parte din partide care au o orientare de dreapta în vederea dezvoltării, și atunci, dacă vorbim de dezvoltare, v-am spus, orientarea și privirea noastră trebuie să fie pro-europeană. Aici avem, nu întâmplător, o chestie contradictorie. De ce vestul unii, de ce estul unii, sau unii doar folosesc estul ca o amenințare? Suntem la intersecție, natural, suntem amplasați și geografic aici. Deci nu putem face abstracție de acest lucru. Dar iată, eu unul vă spun sincer, deschiderea europeană pe care, și nu numai, pe care o conferă prin prezența sa și prin atitudine și prin discurs și prin tot ceea ce face, deschiderea către vest pe care a adus-o președintele actual al României, Klaus Iohannis, indiferent cât de mulți contestatari în acest sens ar fi, în ceea ce îl privește, eu vă spun sincer că stând așa în colțișorul meu, analizând lucrurile, România n-a beneficiat de asemenea respect și niciodată n-a fost într-o companie atât de selectă. Și e bine, când vorbim de președintele României, să citim bine Constituția, ca să delimităm clar ce atribuții are președintele României. Nu putem să deci punctăm că aici vorbim despre președintele României. Președintele României, nu candidatul, intrăm în zona de campanie, dar de președintele campanie. României are atribuțiile lui clar delimitate de Constituție. Mm. Dacă vorbim de Constituție... Încă nu sunt rezolvate chestiunile. Cine e mai mare și mai puternic în România? Șeful guvernului sau șeful statului? Există această concurență. Din păcate există această concurență și ar trebui fiecare să-și vadă de atribuțiile pe care le are. Eu aș putea să spun că mulțumesc guvernului României pentru banii alocați, mulțumesc. Nu, asta e atributul lor. Se ocupă de dezvoltare. Pentru asta își dorește fiecare partid să facă o strategie și să dezvolte România. Unii reușesc mai mult, alții mai puțin. E important să înțeleagă în acest context al discuției noastre că dezvoltarea României nu se face doar de la centru. Vedeți, unele măsuri luate de către cei de la centru, fără un dialog cu noi, și avem asociația orașelor, asociația comunelor, asociația municipiilor. Mergem parcă nu vor să audă de problemele cu care ne confruntăm real în acest moment. E puțin mai dificil. Cred că aici ar trebui să existe, dacă nu vorbim de regionalizare, pentru a ne veni... Este o chestiune care ar veni în sprijinul nostru. Nu putem vorbi în acest moment de acest lucru, dar este nevoie de ea. Vă spun sincer, pentru că este foarte greu să gestionezi de la centru o populație ca României. Dar n-are nimeni curajul. Cum trebuie să se procedeze? N-aș putea să spun, dar am convingerea că fac parte dintr-o echipă. Ca temă a fost folosită, da, regionalizarea în campaniile trecute, electorale. Ca temă, da? Dar nu s-a făcut, nimeni n-a avut curaj. Ba, de ce să unim județele, spunem, Suceava cu Botoșani, unde e capitala, unde va fi Direcția Generală a Finanțelor Publice, la mine, la ceilalți. Avem 114 de unități de OAT-uri, da? În județul Suceava. Păi în Solca vorbim de... Cred că asta ne lipsește nouă coerența în gândire, dincolo de orgoliile noastre personale. Unde va fi sediu, nu știu, cărei instituții? Cine va coordona activitatea în acele instituții? Important este interesul nostru, al nostru ca și cetățeni, pentru că înainte de a deveni primar am fost și eu cetățean al orașului Dolhasca, privat și eu de anumite drepturi de cetățean simplu care locuiește într-un oraș. N-am spus că am reușit să fac din Dolhasca un oraș în 4 ani. Cineva spune este asta că va reuși să facă acest lucru, ori e nebun, ori nu știe despre ce vorbește. Dar am luat-o în direcția în care eu cred cu tărie că ne îndreptăm către o direcție bună. Înțelegeți? Da. Despre orgoliile și ambițiile unor lideri de conjunctură până la urmă, pentru că toți suntem vremelnici în funcțiile pe care le conducem, aș spune că ar trebui să lase puțin, să se aplece mai mult asupra interesului cetățeanului decât asupra orgoliilor personale ale unuia sau altuia. Dar, revin și vă spun, pentru că am ieșit din contextul discuției despre administrație locală și am să închidem aici puțin acest lucru, este nevoie de această descentralizare de la nivel central. Pentru că nu se poate. Sunt de multe ori...
prea puțin primari vorbesc, nu știu, poate în cadrul asociației poate discutați, dar sincer ca și alți politicieni, este domnul Futur care vorbește despre regionalizare, spre zona PSD-ului, credeți-mă, nu știu dacă a existat cineva ca și invitat să vorbească despre acest lucru. Și mai ales chiar, iată, ca și primar, discutați de acest lucru, că se poate. Adică din această experiență din 2012-2013... Este, și necesară. Necesară. Este și necesară. Ar fi și o cheltuială mai redusă, nu? Redusă, despre într-adevăr, asta. Și o legătură mai directă cu teritoriul. Vă cu dați teritoriul. Seama că e greu să ne conectăm la București. E foarte greu, e foarte dificil pentru noi. Da. În contextul în care v-am și spus, aceste asociații create, care reprezintă orașe, comune și municipii, se duc către București și discutăm despre niște lucruri pe care ei, la modul sincer vă spun, de multe ori nici nu le cunosc. Și chiar dacă le aducem noi la cunoștință, le ignoră pur și simplu. De asta spun că este nevoie de oameni implicați în nivel local și regional, pentru că cunoaștem foarte bine contextul în care trăim. Ce nevoi avem pe acea regiune de dezvoltare? De aceea, iată, avem un exemplu foarte elocvent în acest sens. Acea asociație de dezvoltare a infrastructurii teritoriale integrate, Delta Dunării, care a produs efecte în cele trei județe cooptate, în localitățile în care și-au permis și-au accesat fonduri în funcție de nevoile lor locale. Această idee o am și eu, de a participa într-o asociere pentru a putea face o... Cumva o delimitare există clară o structură, de... Moldova se dezvoltă, unde s-au implicat primarii de municipii, ca să spun eu, din Iași, Roman, Suceava. Într-adevăr, da. Dar neputând face parte în această structură, normal m-am orientat în direcția în care aș putea să particip într-o asemenea asociere. Ar fi nevoie. Și suntem într-o discuție, Comuna Dumbrăveni, Suceava, cu parte din Botoșani și Iași, să creăm această asociație de dezvoltare. În urma înființării acestei asociații, vă dați seama, vom putea accesa o axă dedicată acestei regiuni. Da, corect. Fonduri speciale pentru această regiune de dezvoltare întocmirea unei strategii de dezvoltare și de asta spuneam că este important să prindem toate aceste localități, această Românie frumoasă creată din harta fiecărei comune alături de orașe și municipii și să identificăm nevoile pe regiune, pe zonă de interes, pentru că degeaba dezvoltăm Dolhasca dacă în jurul nostru celelalte localități stagnează. Și mi-aș dori să fie așa, egoist fiind, să fiu sincer, dar e foarte greu, e foarte dificil. Neavând infrastructură, neavând nimic care să ne avantajeze, fiind poziționați oarecum și geografic noi ca oraș, la o distanță oarecare de orașele mari. Mare. Vorbim Suceava 40, Pașcaniu 25, Fălticeniu 25. Da. Adică e greu. Noi finanțăm acum, spre exemplu, un punct de lucru SMURD care deservește mai multe localități. Uh-huh. Asigurăm funcționarea acestui punct de lucru SMURD, dar care ne este de foarte mare folos, tocmai ținând cont de acest aspect. SMURD-ul din banii primăriei? Cu excepția salariilor, funcționarea îl asigurăm noi, ceea ce înseamnă telefonie, internet, căldură, reparații, curente, apă, tot ce înseamnă cheltuiala cu funcționarea acestui punct lucru. Și când l-ați înființat? Este înființat de fosta conducere în 2015, inaugurat în iarna anului 2015 și, sincer să fiu, nici nu vreau să iau în calcul să renunțăm la această idee de a avea acel punct SMURD, întrucât beneficiem de servicii, pe lângă serviciu voluntar de situații de urgență, avem pompieri profesioniști și în plus față de asta avem o salvare 24/24 care deservește inclusiv localitatea noastră și localitățile limitrofe nouă. Acest punct de lucru cred că a adus doar beneficii. A fost, într-adevăr, eram consilier, a fost o insistență permanentă a celor de la ISU Suceava pentru înființarea acestui punct de lucru și am reușit să-l și înființăm. Eram chiar viceprimar în acel moment, cu eforturi financiare mari, nu ușoare, dar am reușit să-l înființăm. Domnul primar, spuneți. Acum trecem la investiții. Din ceea ce v-ați propus, să zicem, hai să vorbim despre infrastructura rutieră mai întâi. Legat de... Ați plecat mai... deja aveați, da? Un an și ceva de... Aveam un an și jumătate aproximativ viceprimar. De viceprimar, da. Da.
cumva știați cam care e stadiul? Discutam despre infrastructură și n-aș vrea să ne limităm doar la cea rutieră, pentru că... Da, vorbim și de... De celelalte, pentru că vedeți că omul gospodar își face vara car și vara sanie și iarna car. Da. Dar la noi în localitate este, cred că, dincolo de infrastructura rutieră, ca să putem discuta despre ea, o nevoie apăsătoare în ceea ce ne privește este apa și canalizarea. Mm-hmm. Dacă am reușit să... Ar trebui acestea rezolvate mai întâi, nu? Din punctul meu de vedere, cu siguranță. Da. Adică să luăm într-o logică firească a lucrurilor, putem să... Facem, asfaltăm și apoi spargem să băgăm toate aceste utilități. Suntem prinși în acest proiect pe master planul la nivel de județ, în ceea ce cu operatorul județean. Cu operatorul de apă canal la nivel județean, pe canalizare și înființare stație de epurare. Din păcate nu înțeleg, știu, dar nu înțeleg de ce, trebuie așa. Stagnează atât de mult acest proiect. E un proiect mare de 200 și ceva de milioane. Este un proiect de 200 și ceva de milioane de euro, din care Dolhasca ar urma să primească pentru investițiile necesare în canalizare 11 milioane. E bine când la București se mai petrece cât un mic seism de ăsta politic vorbind. Poate doar așa îi vom ține trăiești pe domnii politicieni de la centru să înțeleagă că nu după ambițiile noastre politice și intereselor de partid putem gestiona lucrurile în România. E un îndemn, dacă vreți, și pentru viitorii guvernanți ai României să se gândească în primul rând la cetățean și apoi, dincolo de strategia politică pe care o au, să aibă o strategie coerentă de dezvoltare. Eu nu fac întâmplător parte din această echipă în acest moment, pentru că în 2016 am ajuns, să spunem așa, mândru primar și tot în 2016 am intrat direct în opoziție cu partidul de guvernământ și cu majoritatea parlamentară. Nu pot spune că n-am avut de suferit din punctul ăsta de vedere. Deci ați fost discriminat ca și edil? În mod direct nu pot spune, dar iată că instituțiile astea, în general cele de concentrate din teritoriu, sunt așa niște cuibușoare de partid mai mult. Înțelegeți ce vreau să spun? Și eu mi-asum ceea ce spun, chiar dacă e nevoie să mai vină o dată pe la mine, să mă mai strângă cu ușa sau nu știu ce, nu este normal. Nu poți deci nu, nu le-ai ieșit din reflex? Nu. Sau cementa bine? În fine, și de asta spun că investițiile sunt oarecum condiționate și de afinitățile politice. Exact. Din păcate. Din păcate, pentru că eu v-am spus, mai puțin fac politică la Dolhasca și mai mult administrație. Sunt membru al Partidului Național Liberal și nu mi-este rușine cu asta și vă spuneam că fac parte din echipa în care, dincolo de doctrină și tot ce înseamnă Partidul Național Liberal, sunt convins că avem oamenii cei mai potriviți pentru a putea guverna o țară în acest moment. Și o spun cu tărie și cu convingere acest lucru. Observă oarecum că jocurile politice la nivel central sunt puțin mai distanțate de interesul și așteptările noastre la nivel local. Ați mai subliniat acest lucru, da. Și o să repet de fiecare dată. Da. Revenind la investiție, ce s-a putut din ceea ce... Din ceea ce mi-am propus. Deci clar că erați, cumva dezavantajat, da? N-aș putea spune că eram dezavantajat din start. Dezavantajul a venit ulterior, pentru că dacă 2016 încă l-am prins cu o guvernare tehnocrată, momentul în care am semnat contracte de finanțare pe Ministerul Dezvoltării, pe reabilitare și modernizare școli, în sensul aducerea acestora la condiții normale de a putea desfășura actul educațional în acele clădiri, de asta aș punctez acest lucru, pentru că am văzut o chestie că unii se laudă că nu știu care guvern sau nu știu cine a alocat nu știu câți bani orașului Dolhasca. E bine ca oamenii să știe realitatea. Avem investiții în momentul de față și derulate la nivel local în școli în special, pentru că așa s-a considerat la acel moment că este necesar și consider în continuare că în primul rând școlile trebuiesc să fie ca și pepinieră, dacă vreți, a celor care vor ajunge la un moment dat și ei să se manifeste în societate, fie ca întreprinzători privați, fie ca oameni politici, dar este nevoie de educație. Ați în vară, de zilele orașului,
Ați avut acolo pleiade de elevi care au accesat colegii importante în într-adevăr, din Suceava, de asemenea studenți. Studenți da, care au intrat printre primii la medicină. Da, da, adică medicină, nu putem, politehnică și așa exact, mai departe. Nu putem trece cu vedere acest aspect. Dacă vrem... Am participat la ați fost și dumneavoastră invitat, într-adevăr. Da. E nevoie ca acești tineri să fie sprijiniți, atât cât putem noi facem acest lucru, dar mai departe, în continuare, trebuie să fie sprijiniți în acest sens. Avem medici, rezidenți în acest moment, care provin de pe băncile școlii, Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dolhasca. Deci, haideți să fim serioși, nu neapărat nu știu ce liceu din județul Iași, Suceava, poate produce, pentru că avem copii care genetic au fost dotați cu această capacitate de a se pregăti și să profeseze într-un anumit domeniu și să exceleze în acest sens. Dar revin și spun că investițiile în școli, de ce sunt importante? În primul rând ca acești copii să aibă condiții decente. Da. Haideți să dezvoltăm subiectul după okay, următoarea pauză de publicitate. Întrebat. Da, da. Rog regia publicitate, revenim imediat.